Astăzi, la Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Giurgiu a avut loc Ziua Porților Deschise, eveniment organizat cu scopul de a cunoaște mai bine lumea agricolă și de a descoperi cele mai noi tehnologii și soluții pentru agricultură și de a interacționa cu specialiștii din industrie. Pentru evenimentul de astăzi, elevii, profesorii și partenerii Liceului Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Giurgiu s-au pregătit să ofere participanților o experiență inedită în lumea agricolă, unde tradiția și tehnologia modernă se îmbină armonios. Ne aflăm la evenimentul intitulat Ziua Porților Deschise, organizat de Liceul Tehnologic Agricol Alexandru Borza din Giurgiu, o unitate de învățământ reprezentativă pentru județul nostru, pentru că să nu uităm că din 1891, de când a fost înființată și până în prezent, și-a păstrat, să spun așa, specificul cu funcționează cu organizarea agricolă. Eu zic că nu este puțin lucru, este foarte important că această unitate de învățământ a rezistat, să spun așa, și a progresat timp de peste 100 de ani și iată că astăzi, într-adevăr, avem ce vedea în această unitate de învățământ. În primul rând, oferă o paletă foarte largă de specializări și calificări în domeniul agricol, turism, dar și servicii. Sunt, să spun așa, specializări care au corespondent pe piața muncii, avem nevoie de personal calificat în acest domeniu, iar elevii din această unitate de învățământ chiar au această oportunitate să devină adevărați specialiști și, sigur că da, să pună în aplicare după absolvire ceea ce au învățat. Dar nu se ajungea la un asemenea nivel de performanță fără multă muncă, străduință și luptă pentru obținerea finanțărilor necesare, investițiilor. Într-adevăr, este o bătălie, vă spuneam, dar cu ajutorul colegilor, cu ajutorul implicării elevilor, reușim autofinanțare puțin, reușim cu sprijinul primăriei puțin, reușim cu sprijin din partea Uniunii Europene puțin și uite așa, puțin cu puțin cu puțin. A ieșit ce am văzut astăzi. Da, facem lucruri. Cuvintele care cred că ne-ar defini foarte bine la momentul acesta ar fi dinamism, ar fi eficiență, ar fi tehnologie, informație, creativitate și performanță. Dacă la data la care a luat ființă școala avea un număr de 9 cadre didactice și 50 de elevi, în prezent funcționează cu un număr de 78 de cadre didactice și 1237 de elevi. Și meseriile s-au diversificat, fiind aprobate în cadrul profilului agricol și cele de agent protecția plantelor și operator industrie alimentară, topograf pentru agricultură și amenajarea teritoriului, silvicultor, contabil, planificator statistician, diversificarea atrăgând mulți elevi din județ, dar și din județele limitrofe.